Amin. Păzitoarea creștinilor nebiruită, rugătoare către Făcătorul necetată, nu trece cu vederea glasurile de rugăciune ale păcătoșilor, ci se muiește ca o bună spre ajutorul nostru, care cu credință strigă ție, grăbește spre rugăciune și sârguiește spre mijlocire, pururea păzind născătoare de Dumnezeu, pe cei ce te cinstesc pe tine. Înțelepciune să luăm aminte. Pomeni voi numele Tău într-un neamul și neamul. Ascultă, fiică, și vezi, și pleacă urechea ta, și uită poporul tău și casa părintelui tău. Pomeni voi numele Tău într-un neamul și neamul. Pomeni. Vrednicim noi asculta Sfânta Evanghelie, pe Domnul Dumnezeul nostru să-L rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor și Duhului Tău. Din Sfânta Evanghelie de la Luca citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție. În zilele acelea, sculându-se Maria, s-a dus în grabă la munte, într-un oraș al lui Iuda, și a intrat în casa lui Zaharia și s-a închinat Elisabetei. Iar când a auzit Elisabeta închinăciunea Mariei, a săltat pruncul în pântecele ei. Și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt și a strigat cu glas mare și a zis: Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Și de unde cinstea aceasta pentru mine, ca să vin la mine, Maica Domnului meu? Căci iată cum a ajuns glasul închinării tale în urechile mele, a săltat pruncul de bucurie în pântecele meu. Și fericită este aceea care a crezut că vor fi împlinite întocmai cele spuse ei de la Domnul. Atunci a zis Maria: Mărește sufletul meu pe Domnul și se bucură Duhul meu,
de Dumnezeu Mântuitorul meu, pentru că a căutat spre smerenia roabei sale, iată de acum mă vor ferici toate neamurile, pentru că mi-a făcut mie mărire cel puternic și sfânt este numele Lui. Și a rămas Maria împreună cu Elisabeta ca la trei luni. Apoi s-a înapoiat la casa sa.